crezut că o să ajungem și la asemenea episoade. La început, după ce domnul președinte Dragnea a făcut această propunere, într-adevăr au fost câteva telefoane de amenințări. Din aceste considerente nici n-am mai răspuns la telefon. Problema a fost când deja pe conturile de Facebook ale copiilor și a soțului au început inițial niște mesaje, iar apoi niște amenințări. N-aș vrea să vă reproduc acum ceea ce a fost, pentru că nu merită sau nu e cazul să afle toată țara asta. Noi, în schimb, am realizat că nu este nimic mai important decât paza noastră. Gândiți-vă că, totuși, eu fiind doar o propunere, eu nu am beneficiat de niciun serviciu de pază, nici nu m-am gândit că aș avea nevoie. Am fost ministru, n-am avut nici în perioada aceea serviciu de pază, am circulat întotdeauna fără restricții, fără probleme. Multă lume se întreba ce s-a întâmplat în viața lui Sevil Șaide în ultima perioadă de când a fost ministru. Da, dacă pot să spun, schimbarea majoră este că de câteva luni avem doi copii la noi care merg la școală, o fetiță de 18 ani, un băiețel de 15 ani care încearcă să sunt cetățeni români și ei încearcă să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor acum. Dintr-un loc foarte periculos, ne-am așteptat că aici viitorul lor este în siguranță, că nu vor fi amenințați în niciun fel. Eu, Sevil, ce să zic, am 52 de ani, deci încă pot să mor mâine. Dar acești copii, deci te schimbă. Deci responsabilitatea familiei, a copiilor, te schimbă și poate mi-aș fi dorit să fiu mai tare sau mai puternică, dar aceasta... Am înțeles că la mijloc nu era o răzgândire, ci pur și simplu acest sentiment absolut firesc, uman, de protecție pentru familie și pentru copii. Vă rog să înțelegeți că pentru mine, în acest moment, mai importanți au fost soțul meu, copii. Nu pot să vă explic vorbele, telefoanele, emoțiile. Unele au fost în română, unele erau în engleză, unele au fost chiar în arabă. Din aceste considerente, ei toți și-au închis toate conturile de Facebook. Probabil că au încercat să dea și mie pe un cont de Facebook, dar eu nu am cont de Facebook, știe toată lumea lucrul acesta. Și atunci au apelat la aceste metode. Dincolo de amenințările astea, cred că ce a fost totuși extraordinar în aceste zile e că am auzit foarte multe aprecieri la adresa noastră. Bănuiesc că asta a fost mică, cât de mică poate fi compensație față de ceea ce ați traversat în această perioadă. Oameni care v-au cunoscut, care au avut curajul să-și asume opinia și să iasă în public să vorbească în termeni elogioși despre dumneavoastră, oameni care doar adunau informații și constatau că sunteți un om eficient, un om competent, un om care și-a făcut de fiecare dată unde a fost treaba. Cum le-ați primit mesajele astea pozitive? Ca, ce vă zic, oricum și propunerea făcută de domnul președinte Dragnea m-a onorat extraordinar de mult. Cu o zi înainte. Cum a fost noaptea între propunere și anunțul public? Câteva minute atunci
ești copleșit, că, nu știu, nu cred că există cineva care, în momentul în care îi se face o asemenea propunere, să, mă, wow. Nu, deci ești copleșit și nu atât de onoare cât de exonarea responsabilitate pe care o ai.